Doamne și domnule, ne-am întors la discuția legată de anul agricol 2022-2023, la chestiunile sau întrebările legate de sămânță, dacă avem o sămânță de calitate sau nu. Prezenți alături de mine, domnul Nelu Ciuroianu și de asemenea directorul general al ISTIS, domnul Mihai Popescu. Continuați, domnul Ciuroianu, cu... Da. Discuțiile referitoare la tineri și de asemenea la hibrizii de porumb, am înțeles. Da, da, hibrizii de porumb. Acum tinerii, v-am spus, am cunoscut tineri și vă spun, sunt impresionat. Am găsit tineri în Bărăgan și în zona de sud a țării, care, și am găsit și la Turda, care țin cont, de exemplu, la fertilizat de pH-ul solului. Ce la alții ingineri, vă spun, colegi, și de-o seamă cu mine, nu folosesc condiția asta. PH-met. Cum să ții cont, mă, de pH? pH-ul este reacția solului, adică este procentul de hidrogen din sol și dacă, să zicem, noi avem un pH acid 4,55, absorția macroelementelor din sol sunt în proporție de 30 până la 50%. Vă dați seama? Și zice, domne, i-am dat tot și n-am făcut. N-a avut, domne, ce a avut, ce... Nu a fost bun îngrășământul. Da. Da, cine știe, m-au ofentat ăștia. Nu e așa. E, vedeți, de pH nu se ține cont. 2. Nu se ține cont de planta premergătoare. 3. Nu se ține cont de textura a solului. 4. Nu se ține cont de nevoile plantei. Toți dau decât 5, cu azot. 5. Structura. Nu, da, structura contează sămânța, foarte mult. Exact. Puritatea, facultatea germinativă. Tinerii, să știți că am găsit tineri, am găsit culmea, care nu are specialitate și ținea cont de pH-ul solului, chiar îl înfrunta pe cel de la Timac și spunea, domne, nu te supăra, n-am cum să iau îngrășământul ăla, că eu n-am pH-ul pentru așa ceva. Să uita la ăla, nu-i venea să creadă. E, și de-aia spun că tinerii în ziua de azi fac altfel de agricultură, plus sunt digitizat. Să știți, în sensul că urmăresc pe telefon, prin aplicație, tot ce se întâmplă la el în fermă. Vede pe unde umblă la cu tractorul, vede unde a oprit, vede și sensul de lucrat, chiar și de arat, vede dacă a furat motorină. Adică facem agricultură din cafenea, cu alte cuvinte. Dom'le, nu, dar sunt și cazuri în care ești plecat la Brașov, mă rog, pentru o afacere și trebuie să vezi ce se întâmplă. Nu, păi da, spunea Baciu că dădea după telefon drumul la irigație. Și nu știa ce s-a întâmplat pentru că a apărut o chestie și se pusese o cioară pe țeava de irigat și i-a dat acolo că e ceva neregulă. Și așa, să spun mai departe, plus, rețineți, digitizarea ți asigură așa, control. Da? 2. Domnule, poți să vezi și starea de vegetație a culturii. Tu dacă nu ai digitizare, te uiți decât pe margini. Cel mult mai intri 5-10 metri, da? În mijloc poate să întâmple ceva, să ai boală. Plantele se suferă. După aia vezi nutriția, cum s-ar. După aia vezi, poți să iei și umiditatea solului. Când se intervine, te avertizează când se irigi. Să știți că prin digitizare poți să faci economii până la 30%. Și plus să ajuți prin faptul că execuți lucrările la timpul optim, exact când trebuie, pentru că foarte mulți specialiști ratează momentul. Ratează economii, moment. Nu pune economii, profitul pe care poți să-l faci, pentru că sunt dotate echipamentele de așa natură, acolo unde găsește cantitatea optimă, cum spunea domnul Popescu mai devreme, acolo nu mai dă. Nu mai își prea. Știu că ei îi bage la mașina respectivă harta de la cartarea solului și acolo... Tratamentele. Exact. Asta este nu mai dai peste tot o operațiune și o activitate prietenoasă cu mediul, deci chiar se încadrează. Este o investiție care ce? Îți garantează partea economică, dar și partea relațională cu factorii de mediu, cu mediul, vedeți, cu solul. Atâta de eterogen e, să zicem, solul, încât te și minunezi uneori. Că, știi, eu am avut prieteni care zicea, 10 tone dau la grâu. Și zic, pe cât ai închis? Pe 5. Aia e producția, băiatul. Ai avut 10 într-o parceluță unde era terenul extraordinar. Acum, să revin la partea de sămânță. Să știți că foarte, foarte mulți neglijează partea. Pentru ei sămânța e ceva, o bag acolo, dacă îi dau îngrășăminte, îi dau apă, merge. Nu e adevărat. Nu e adevărat. În primul rând, sămânța trebuie să fie certificată. Nici nu se discută. În al doilea rând, exact cum a zis domn director, trebuie să știi despre hibridul sau soiul respectiv. Citește, domnul. Nu, informează-te în mai multe părți. Nu numai pe catalogul ăla, că ăla e, o face și floricel. Înțelegeți? Uitați. Nu, e pe pliant. Pe pliant, acum. Pe pliant, da. E minunat.
Trei, această sămânță trebuie tratată și trebuie tratată cât mai aproape de perioada de semănat. Să nu o tratezi acum și să semeni peste o lună. Și trebuie tratată, adică sămânța aia trebuie învelită cu un strat omogen de insecticid sau fungicid. Nu și la găleat. Nu, cum fac unii sau nu mai zic, cum dau la lopată, știți, că pun jos și dau la lopată, cum fac ciment. Trei, trebuie tratată și cu fungicid care combate bolile și cu insecticid care combate insectele. De ce spun asta? Pentru că porumbul când e acolo, când începe să răsară, dacă cumva e o perioadă rece, există pericolul de mucegăire. În condițiile astea, dacă nu e tratată cu fungicid, floare, sigur mucegăiești. Doi, dacă cumva perioada asta e secetă și răsare, acel tanimecus de care vorbim toată lumea, și nu numai, pe el să-l mănânce, plus purecii și păduchii de frunze. Trebuie să știe că acest tratament la sămânță este crucial în sensul că îți economisește alte tratamente din vegetație și care nu pot să fie la fel de eficiente, trebuie să ții cont de anumit. Altceva ce spun la sămânță, le spun la mulți că sămânța țărăsară trebuie cam să aibă umiditate 44% din greutatea ei. Ca să răsară. Minim. E un minim. Da? Exact, ați bine. Nu contează sămânța dacă e mare sau mică, că mulți... Contează germinația. Exact, potențialul ei de producție. Altceva ce vreau să zic de sămânță. Dacă e secetă, normal că o bași mai adânc. Porumbul are o energie germinativă foarte domnul bună. Domnul Ciureanu, aici trebuie să facem acea paranteză. Sigur, contează sămânța dacă e mare sau mică, dar imediat după ce a răsărit. Pentru că dacă este o sămânță mai mare, îi permite să reziste o perioadă are mai rezervă, lungă de timp. Are substanță de rezervă acolo. Dacă nu, dar pe mine mă interesează să apară rapid. Vigoare. Să poate să... Fian, deci am văzut, iertați-mă, am văzut această filozofie, am văzut-o afară, în cazul grâului. Deci, de exemplu, merg cu masa 1000 de boabe mai mică, având o cantitate mai mică, dar cu număr de semințe, număr de boabe mai mari. Pentru că el era interesat să meargă, de exemplu, la 180 de kilograme de grâu la hectar, comparativ cu 300, cât îi vedeți, 280-300. Aia este economie pe care o faci. Să nu fie. Hai să termin cu porumbul. Că mulți habar n-au în sensul că pun la întâmplare. Porumbul. Adâncimea medie e cam de 6 cm. El, având energie germinativă puternică, poți să-l duci și mai jos, la 7-8. Când e secetă și n-ai umezeală, trebuie să-l bagi la umezeală. Acum să-mi explic, dacă ai, să zicem, perioadă optimă și rețineți aici că mulți se grăbesc să-l semene de vreme. Domne, îl semen de vreme, dar să fie în perioada optimă, să nu înțeleagă mulți că perioada optimă când ai 80 grade în sol la adâncimea de semănat și alea poți să le ai și în martie. Dar poți să nu le ai în martie, să le ai în april, atunci semeni. Hai să mă exprim. Dacă sămânța asta, ai să zicem așa, solul pregătit impecabil, are umiditate, și îl bași prea adânc, rețineți, să duc rădăcinile pivotante. Și n-ai rădăcini adventive și nu explorează spațiul lateral, numai în adâncime. Dacă îl pui pe deasupra, tot așa în perioadă optimă și ai toate condițiile, să duc mult rădăcinile laterale și n-ai rădăcini adânci. Așa că trebuie foarte dacă atent. Dacă dă altceva. Stratul de harpan, mai vine pivotanta și el aia cu harpanul nu mai suferă depășesc la secetă. Să mă exprim mai în continuare de acest porumb, că mult și e. Domnule, porumbul, chiar dacă îl pui la 15 cm, bob de bob, trebuie să fie un singur bob. Spațiul de nutriție să fie uniform. Fiecare să aibă spațiul lui așa, nu două, nu unul la 20, unul la 10, unul la 15. Spațiul de nutriție egal. Acum vă spun, ca unul cu experiență, semănați porumbul des și grâu mai rar. De ce mă exprim la chestia? Hibrizii actuali, și știe, vorbeam și pe drum cu dânsul, domn director, hibrizii actuali au frunzele să duc după soare spre vertical și nu se umbresc. Și merg la densități mari. Adică seamănă minim 70 de boabe, să ai cam 60 de plante
recoltabil. Dom'le, 60 de plante, 60 de ștuleța, 200 de grame, înseamnă 12 tone. E, pune-l mai des, că vei câștiga. Doi, porumbul este o plantă iubitoare de azot. Dă-i azot, mănâncă azot. Nu risipi mult fosfor pe ea, că degeaba. Nu e ca grâu sau ca floarea solului. Altceva ce mai are porumb. Pentru că e o plantă care, ați văzut bine, se polenizează mai mult cu ajutorul vântului, pune-l pe direcția vântului dominant. Pe direcție. Bate, ies, vest, așa seamănă porumb. Să vezi, eu le spun, mărește producția cu 30%. Dacă nu mărește cu 30%, să vină să mă dea în judecat. E testată și pare atestată de mine. La porumb. Da, e logic. Să aerisește, să polenizează. Da. Altceva ce mai are porumb. Porumbul este o plantă, rețineți, rezistentă la sete. Tolerantă. Rezistentă e cam mult. Nu, e cam mult corect. E o plantă tolerantă la secetă, însă trebuie să alegi hibridul potrivit. Nu te duce cu hibrid tardiv. Nu te duce cu polenizarea. Așa. Cum azi, direcția vântului. După aia trebuie să nu ai harpan, cum ai zis. Ala e pericolul numărul 1. Ăla, harpanul ăla, ăla e zid. Dar acolo nu mai trebuie rădăcinile. Până acolo, după la 30 de centimetri. Și te vezi că plouă 20-30 de litri peste 3-4 zile. Ia s-au răsucit frunzele. Păi e clar că nu se duc nici apa în profunzime, ca să fie mai în jos, și nici rădăcinile nu se duc. Altceva ce are porumbul, ceea ce... Și riscul de cădere, că știți cum e, îl pui mai rar, bate un vânt așa, pentru că el nu e... Nu e fiptor, dacă se duce 20 de centimetri a dat de harpan. Și vorbeam cu domn director tot pe drum, că v-am zis am și m-am certat și cu cercetarea românească și trebuie să recunoaște. Ei, nu trebuie să vă certați cu nimeni. Deci, astea, discuțiile astea duc la progres. Așa, bravo, e bine. M-am contrazis, hai să zicem, mai frumos. În care am spus așa că hibrizii noștri sunt cocenoși și cei frag din sol duc mult în frunze și în... Păi da, pentru că te duci mult pe partea vegetativă și nu acorzi atenție la fructificare. Asta domnule, păcând hibrizii străini, sunt plantele suple. Ați văzut cum sunt. Și da, când recoltezi, fâșie când merge combina. La noi zici că recoltează lemne. E, și ial randamentul, ciocălău, boabe, e în detrimentul. La noi e sub... randamentul celorlalți. Depinde și hibrizii care pierd apă mai ușor. Ce sau? Au hibrizii românești sunt rezistenți la secetă. Toleranți, pardon, la secetă. Au o chestie extraordinară. A lucrat acum, sincer, trecând peste discuțiile pe care le aveți dumneavoastră cu cercetarea și așa, sigur, acolo unde sunt bani, sunt și rezultate. Să fim realiști, în momentul, și domnul director poate știe mai bine decât noi, acolo în companiile care se ocupă cu cercetarea și producerea de hibrizi, sunt mulți bani, comparativ cu ceea ce primește o stațiune sau asta ceea așa, ce a fost, ceea ce a fost să trecut. Am dreptate, domnul director? Așa sau... este, însă vreau să vă spun că avem soiuri și hibrizi românești competitivi, cu potențial destul de bun. Din păcate, partea de marketing, cred că ar trebui... Dar unde greșim? Unde greșim noi? De ce nu sunt prezenți mai mult? Pentru că înțeleg din ceea ce spun specialiștii că la ora actuală floarea soarelui undeva sub 10%, la porumb, la fel... Sămânța românească utilizată. Nu, a zis domnul director, marketing. Mici. Da, nu este un aspect legat de marketing. N-au extensie. Nu au extensie, nu au nici... baza legală, să spun așa, mă refer aici în mod deosebit la stațiunile de cercetare. Din păcate, legislația nu permite parte de marketing, adică o parte din buget să agresiv, fie alocată. Da. Gen, ia de la mine, îți dau un televizor, ia de la mine, te duc în Canare. Da. Au decât partea aceasta de cercetare-dezvoltare, unde, din păcate, dezvoltarea nu prea este la un potențial maxim. Și lipsa banilor probabil că nu îi susține în a crea o reclamă sau un lanț de distribuție puternic. Pe de altă parte... Sigur, dacă zice, lasă domnule că iei de la mine sămânța și plătești la vară TVA-ul, lasă... Exact, companiile private își permit să susțină financiar să o perioadă mai lungă de termen de plată.
da, comparativ, cu, comparativ cu stațiunile care nici măcar legea nu le permite să dea produsele înainte. Au un contract, au livrat produsele în 30 de zile de la emiterea facturii conform legislației fiscale în vigoare, trebuie să achite factura. Însă, din păcate, apropo de sămânța certificat, la ora actuală în România undeva la aproape 20% din suprafață este cultivată cu sămânță necertificată. Acum 4 ani, într-un studiu realizat de Claus, era undeva la 30%, însă a mai scăzut, dar totuși, pentru suprafața care se cultivă cu porumb în România, dacă este să discutăm strict de porumb, este un procent destul de mare, 18-20%. Deci unde suntem deficitari? Porumbul? Porumbul, floarea soarelui, rapiță, cred că... Rapiță, vreau soia. Să vă spun că rapița din ce în ce mai mult începe să scadă suprafețele, inclusiv hibrizii aduși la testare. Da, de ce? Probabil din cauza faptului că s-au întors foarte multe culturi de rapiță, din cauza condițiilor... Secetei, toamna, secetei, nu de sare. Da. Deși anul acesta puține zone au fost unde... Noi, de exemplu, am calamitat experiențele. Adică e o cultură riscantă, spuneți dumneavoastră. Din punct de vedere al fermierilor, da. Dar în același timp este și o cultură... A specialistului. De... Nu știi carte cu ea, da. Mai greu. Și este dăunător, și bol, și... O cultură grea, într-adevăr, tratamente fitosanitare foarte multe, așa este, și în timp optim... Nu, trebuie să stai cu ochii pe ea. Exact. De aceea noi testarea o facem în parceluțe de 116 plante din care facem eliminările pe margine și pe 100 de plante, de fapt, le recoltăm și facem observații. Legume? Legume? La situația din punct de vedere al cantităților de semințe de legume, mai producem sau rup totul de la pliculețe? Pe partea de legume, într-adevăr, este un subiect destul de sensibil și un aspect care, din punctul meu de vedere, deși important pentru agricultura românească, din păcate nu avem atât de multe rezultate care să ne posteze pe un loc care l-am meritat. Adică în sensul nu că avem sămânță de calitate sau nu avem... Nu prea avem sămânță, de fapt, nu, de calitate. Nu avem... Da, și soiurile. Soiurile sunt soiuri foarte bune. Vă spun că le avem în retestare. Noi deținem și colecția de referință a soiurilor, unde noi păstrăm eșantioane din semințele aduse la testare și vreau să vă spun că după an bun de depozitare au germinație bună. Din păcate, anumite soiuri nu se mai mențin. Creatorii renunță în a le menține în catalog oficial și pe cale de consecință nu le mai pot comercializa. Unul dintre principalele motive este dispariția menținătorului, creatorului. A murit. Ceea ce e dureros. Da, pe de altă parte, partea de precomenzi care să-i lanseze în a produce sămânță și a comercializa, pentru că niciun multiplicator nu își permite să producă o cantitate de sămânță fără a avea o certitudine care și unde să o valorifice. Totul puneți la piață. Asta, da. Asta e și cazul producătorului de grâu și a celui de lapte și la da, orice direct, piață. Eu, apropo de legume, cândva când a pornit programul ăsta Tomata, i-am zis lui domnul ministru de atunci de aia că să dea mai mulți bani, să zicem, pe 1000 de metri pătrați, dar condiția să fie cu sămânță românească. Da, există, nu acoperă. Există un astfel, există condiție și fermierii care optează pentru acest lucru primesc un punctaj mai bun, da, cu sămânță autohtonă. Da, deci au e condiție. Deci există, salarii, există. Nu, soiurile să fie autohtone. Sigur, deci da, nu. Trebuie să facem diferența sau între soi autohton și sămânță autohtonă, da, da? Pentru că soiul autohton este un soi creat și menținut în România. Sămânța autohtonă este sămânța obținută dintr-un soi care poate să înscris, nu, înscris în catalogul oficial. Așa. Și sămânța produsă în condițiile legislației românești. Da. Ceea ce înseamnă că un soi străin înscris în catalog oficial, dacă a fost multiplicat și s-a produs sămânța pe teritoriul, da, României, este sămânța autohtonă. Asta, acesta este un efect al faptului că suntem în Uniunea Europeană. Da, și ceea ce spune domnul Cioroianu e corect, pentru că asta se întâmplă și în zootehnie, asta se întâmplă și în
apicultură, mai ales în ultima perioadă, ați văzut și dumneavoastră cu discuțiile referitoare la rase. Dacă noi am avut de-a lungul timpului, am avut vinul, am avut oaia, am avut albină. În momentul în care tu folosești hibrizii, că sunt mult mai productivi, ți-asumi riscul că s-ar putea peste iarnă ca rasa românească Carpatica Mellifera Apis, Mellifera Carpatica, să nu reziste. În schimb, buckfastul ăla adus, hibridul ăla adus de afară, într-adevăr mult mai productiv, nu rezistă și atunci o pui pe seama tratamentului cu neonixul. Da. Sau... Mi-aduc aminte de perioada când am avut atacul de fuzarium la grâu. Stoiule românești? Păi uitați, ce a zis dumneavoastră, în 2014, aici la AgroTV, am fost invitat cu fete. Și a venit cu neonicotinoidele. Eu am venit foarte pregătit. Un specialist foarte bun. Foarte bun, nu e bun. Și i-am zis așa. În 2010 erau 700.000 de albine. Am luat la Inesel de la statistică. În 2014 sunt 1.400.000. Familii. Zic, cum explicați că au scăzut dacă ele sunt dublu? Și zic, rețineți aici, nefolosirea substanțelor neonice înseamnă să nu mai cultivăm rapiță și floarea salului, da? Care sunt cele mai... Nu, eu mă refer la plantele melifere. Sunt cele mai melifere plante. Aici se face grosul mierei, nu din flora spontană, nu că salcâmul apare pe aici pe acolo, nu că din altceva. Hai să fim. Ce faceți? Din ce faceți voi miere? Și mi-a dat dreptate. Atunci au sărit albinarii în cap. Trebuie și unii și alții, trebuie să... Dar eu vă spun că... Aibă toleranță. Da, nu de aici vine necazul la albine. Sunt mai multe. Unii cresc albine și nu se pricepi. Intră bolile. Aici e o discuție legată de polenizator, mai puțin de numai de albine. Că polenizatori în general... Da, nu. Și să știți că iar am vorbit cu un biolog, de fapt entomolog, și am zis, dom'le, tu zice în presă și peste tot că dacă pieră albine, piară și omenire. Ce tâmpenie asta, mi-a zis? Cum să piară, domne, omenire? Ce albina asta care o avem și de mier e domesticită, domnule. Nu e sălbatic. Omul a făcut. Cine v-a spus prostia? Da, deci că ați văzut că se folosește chestia. Au fost niște definiții date, dar haideți să ieșim din discuțiile acestea. Sigur, deci domnul Ciuroianu optimist, domnul Popescu a spus că avem ceea ce ne trebuie, forță și curaj să avem, să putem să continuăm să... Domne, s-au mai estinit îngrășămintele, 3.000 și ceva. Da, dar ați cumpărat anul trecut, dacă ați cumpărat anul trecut, producția asta tot... Ideea este că e cu carul și cu sania. Înțelegeți? Drept motiv, sunt foarte mulți fermieri care și-au achiziționat inputurile de anul trecut. Da, costurile nu o să fie atât de... Dom'le, dacă va fi prețul un leu minim 50 la grâu, nu poate garanta nimeni așa ceva. Deci știți foarte bine, volatilitățile din piață sunt complicate. În primul rând trebuie reglată situația cu ceea ce se întâmplă cu produsele din Ucraina și apoi mai discutăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim telespectatorilor și spun ca de fiecare dată consumați produse românești ca să putem avea un sector agricol performant și să avem prețuri rezonabile în farfurie. Mulțumim frumos, o seară bună!